Sau Șpivang se iau un episod din GTA Online, stai împreună cu Psica. Bună! Și cu Rebus. Salut! Și astăzi avem un episod foarte special, dar înainte de asta vreau să-mi spuneți câte like-uri strângem noi la episodul de azi. A? Ia să vă aud. 23.000 de like-uri, ia să vedem, Psica. 25.000 de like-uri. 25.000 de like-uri. Ba, hai să vedem dacă reușim să strângem acest număr imens de like-uri. Dacă vreți să vă jucați niște jocuri foarte, foarte mișto, vă recomand să intrați chiar acum în descriere, v-am pus acolo un link sau pe primul comentariu găsiți linkul de asemenea. O să vedeți despre ce e vorba și un piculeț mai târziu, dar dacă vreți să vedeți înainte, dați click chiar acum pe link. Fiți atenți, dacă vreți să faceți trucul din piscină, mergeți la vehicles, vă selectați de aici everyone, așa, vehicle doors, îi dați să deschideți toate ușile și pe aia când le închideți, vă aruncați în piscină și săriți așa. Uhu! Wow! E fabulos, este fabulos. Astăzi vom face ceva ce nu am mai făcut de foarte mult timp, așa ca pe vremuri. Nu o să vă spun încă despre ce este vorba, pentru că vreau să fie o surpriză, dar cei care se uită pe episod o să-și dea seama. Și Remus, ce treabă ai tu cu mașina mea? Mamă, deci mașina mea am adus-o nou-nouț aici, vreau să vă spun. Și așa a ajuns, cumva. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Probabil este treaba lui Remus. Bă, Remus, dacă îmi dai mașina în apă. Și observați că Remus are X80, da? Eu v-am zis că n-are decât T20 și X80. Atât are în garaj. Eu v-am zis. Da, asta este noua mașină, este un Civic, parcă, ceva de genul ăsta. Da, Honda Civic, da. Așa. Să continuăm cu videoclipul nostru obișnuit, vreau să vă anunț că Boosteroid este o platformă de gaming in cloud. Dacă ai un calculator mai slab și nu-ți merg cele mai noi jocuri, acum îți vor merge cu Boosteroid. Ai un link în descriere și tot ce trebuie să faci este să intri acolo pe acel link, îi dai aici pe joacă cu Boosteroid Web, trebuie să ai Chrome, da, sau Opera, după cum vedeți, și după asta tot ce trebuie să faceți, intrați aici pe Sign Up, vă faceți un cont. Și acum tot ce mai rămas este să vă alegeți un plan, cu cât planul este pe o perioadă mai lungă de timp, cu atât prețul este unul mai bun, dar țineți minte că astea sunt subscripții și se renoiesc automat. Și voi plăti direct cu cardul, îi dăm aici că acceptăm, ne introducem aici toate detaliile și după asta ne lasă să ne jucăm. Acum avem acces la jocuri, după cum vedeți sunt și câteva gratuite pe aici, dar sunt și unele care costă bani. Și jocurile care costă bani, cum ar fi de exemplu GTA-ul sau Red Dead Redemption, astea le poți cumpăra tu pe cont propriu de pe serviciul respectiv. De exemplu, îți cumperi GTA-ul de pe Steam și pe aia tu doar te loghezi cu Steam-ul pe Boosteroid și te joci la grafică maximă, chiar dacă tu ai cel mai slab calculator din lume. Atât timp cât îți merge browserul Chrome, îți va merge și Boosteroid și după cum vedeți sunt aici o grămadă de jocuri, frate. După cum se poate observa, m-am jucat pe browserul Chrome și am dat detaliile la maxim, frate. Și nu ai nevoie de un calculator bun. Te poți juca pe cel mai slab calculator pentru că tu practic te joci pe calculatoarele lor, dar te joci cu tastatura și cu mouse-ul tău și este absolut incredibil că am ajuns la o astfel de tehnologie. Deci neapărat trebuie să-l încercați. Dacă aveți un calculator slab, vă jucați cele mai noi jocuri, frate, la o calitate maximă. Eu nu vă recomand acest serviciu, intrați în descriere, aveți acolo un link, iar noi acum ne vom întoarce la videoclip. Au făcut-o exact ca în viața reală, adică nici măcar n-au mai încercat să facă în spate altă mașină. Ceva, nu știu. Da, deci nici n-au mai încercat să facă altă mașină spate în față, nu frate, exact copy-paste au dat la mașina asta. De ce am făcut asta toți? Nu știu, am intrat toți în chestia aia de acolo. Dar da, episodul de astăzi să fie super, super mișto și o să vedeți voi niște chestii foarte, foarte interesante în acest episodul Ets. Episodul Ets. Da. Mergem să tunez mașina, pentru că nu pot să stau cu ea așa, este oribilă. Vreau și eu, e foarte ceată. Și nu știu ce e cu ceața asta, s-a băgat o mare ceață aici în oraș. Vreau ce ploaie vine, că nici nu mi-am luat umbrela. Aia, sper să nu vine cu ploaie, frate, că nu vreau. Nu mi-am luat umbrela. Vremus, tu ți-ai luat umbrela? Nu. Păi ce facem aici? Ce țeapă ți-ai luat? Dacă aveam altă mașină, na. Ba, apropo, dați-ne follow pe TikTok, dacă aveți TikTok, aveți TikTok-urile noastre în descriere. Și de asemenea, dacă ați ajuns până la episod și nu ați apăsat acolo butonajul de like, aș aprecia dacă l-ați apăsat chiar în acest moment, voi număra până la 3 și la 3 să-l apăsăm cu toții. Hai să vedem. 1, 2, 3. Like. Sper că ați apăsat și voi și vă mulțumim din suflet dacă l-ați apăsat. Bă, dar voi știți cât de multe customizări are mașina asta? Nu, acum am 15 customizări doar la bara din față. What? Mamă, deci, ce superbă e. E nebunie. X80. E nebun. Da, X80 ăla e super, mă, ce să zic. Na. Îi schimbă culoarea. Da, e. Cost banii. Păru că nu e deloc upgradat. Nici n-ai ce să upgradez la el. O să-ți dau spoiler acum. Nici n-ai ce să upgradez la el, că e mașina de-aia supercar și nu upgradez mare lucru la el. Bă, zic eu că nu upgradez. Te anunț că nu e mare chestie de upgradat. Ia să vedem noi. Vreau să tunez și ăsta. Da, am să-l fac așa GT Grill, hood-ul.
Da, deci poți să modifici extrem, extrem de multe chestii. Nu-mi place asta de carbon cum arată, că lasă spațiul ăsta liber portocaliu din față. Curiță! Am să o fac, uite, așa, cred. Așa sau așa? E ca așa o să las. Lights, vreau xenon. Ce drăguț, îi face guriță. Face guriță? Ce? Da, îi face guriță. Ok, o să vreau și o să văd ce a tunat pisica acolo, m-a făcut foarte curios. Livery, hai să vedem ce avem pentru livery. Bă, livery chiar ți-o faci de raliu pe asta, adică se potrivește. Mamă, ce mă asta? Wow, cum arată. Ok, pe asta o las. Eu pun turbo, eu mă respect. Te respecti? Da. Dacă ai turbo înseamnă că te respecti? Normal. Bun, hai să vedem cu black aici. Respray. Ce culoare să o fac eu să se potrivească? Mamă. Să fie ciudat. Mamă. Nu știu ce culoare să o fac, că practic culoarea, singura culoare care a rămas e pe spate la mine. Un albastru s-ar potrivi, nu prea se potrivește. Cred că spre galben, pentru că asta vine din galben. Oh, frate, câte chestii. Da, cred că așa mai degrabă un yellow. Cred că un yellow mai degrabă. Mamă, ce frumusețe, Maximilian. Hai să o facem așa. Bun. Secondary chrome. Da, pisică. Ce pisică? Ce s-a întâmplat? Zici și mie. Am zis că e frumusețe, dar o să te las să o descoperi. Ok, o să văd eu ce ai făcut-o acolo. Probabil o urățenie ți-aiești. Bă, nu. Și vrei să zici că e frumusețe. Pentru mine e frumoasă. Chiar sunt curios să văd ce ți-aiești. Gata, eu mi-am tunat X80. Oh. Scurt spoilerul pe spate. Mamă, câta spoiler are pe spate, ești nebun. Păi mi-l pun pe ăla mai mare sau? Hai că mi-l pun pe ăla uriaș, zici că mi-au, acum mi-au zborul. Zici că e avion. Transmisiune. Băgăm și turbo-ul, wheels-urile nu le schimb. Deși vreau wheels-uri care să nu se spargă. Partea asta de sus. Tire enhancements, bulletproof-ul, așa, windows, așa. Gata, sunt pregătit. Și îmi cer scuze dacă o să mai tușesc, dar din păcate sunt răcit și n-am ce să fac. Asta e, sunt răcit în continuare. Bă, mi se pare wow mașina asta, frate, deci mi se pare wow. E genială și mai ales cu designul ăsta pe care l-am pus acum pe ea. Asta avea guriță. Mamă, tăticule. Asta? Mamă. Care mă, asta ce mi-am făcut-o eu? Las așa, gata. Sau care? Care are guriță? Ia să văd. A mea are guriță. Păi scoate și tu mașina să nu vedem. Nu are guriță. Nu știm dacă nu... A, da. Are guriță și a ta. Da, are guriță și a ta. Da, și a mea are guriță, pisică, ia uite-te. Da, sunt identice. Da, numai că a mea e negru cu roșu și cu se potrivește și negru cu roșu. Am zis să o fac așa pentru că vine galbenul ăla acolo la final și se potrivește să lege cu un fel de galben sau spre portocaliu. Bun. Da. Acum avem o misiune foarte importantă de făcut, după care vom face chestia aia de care v-am spus eu că vreau să facem neapărat șmecheria. Trebuie să mergem într-o stație de poliție și să scăpăm pe cineva de la închisoare. Sau cel puțin așa cred. Destul de interesant. De asemenea, vreau să-mi scrieți în comentarii ce credeți că vom face la finalul episodului. Este chestia aia secretă și specială de care vă ziceam. Chestia pe care nu am mai făcut-o de foarte mult timp în episoadele de GTA și cred eu că v-a fost dor de ea. Dar da. Scrieți fiecare dintre voi. Nu dați skip, nu dați skip la episod ca să vedeți finalul. Dar spuneți-mi exact în momentul de față ce gândiți voi, ce credeți că e. Chit că greșiți, vreau să văd răspunsurile voastre și voi încercați să dau și inimioare, așa că da. Ia să vedem noi, aici undeva este stația de poliție, deci trebuie să avem grijă, pentru că este destul de centrală și știți că poliția vine destul de în cantitate mare pe aici. Primaia că dacă e să intrăm în stația de poliție, vă imaginați și voi că nu o să fie foarte fericiți cu noi, așa că recomandarea mea este să stăm așa mai chill. Ia stați așa mai chill. Find a way to unlock the cell door. Bun, deci fiți atenți. Fiți așa. Noi suntem de aici, suntem, venim și noi să depunem o plângere la stația de poliție, da? Adică da. Totul este, totul e ok, adică da, da, da. Stai ușor, stai ușor, că sunt polițiști înăuntru. Stați așa, stați așa. Nu, le-i văd. Stați așa ușor. Dar sunt de bă, nu merge așa, nu merge așa, că te ia poliția. Ia uite-le cum merge. Băi! Mergi ca un crab. Așa, find a way to unlock the cell door. Bună ziua, domnul polițist, domnișoara polițistă. Am venit să depun o plângere. Nu cred că e voi acolo, nu cred că... Hai să... Wow! E clar. Hai că am înțeles. Hai, omorâți-i pe toți. Niciun martor, niciun martor. Chiar că... Niciun martor. Toată lumea mâinile sus. Mamă, ce nebunie. Ce nebunie facem. Hai jos pe aici. Dar stai așa.
Pe acolo zici? Hai după Remus, Știi, a mai fost la pușcărie. Eu da. A mai fost, a frecventat locul. Aoleu! A, uite-l mă pe ăsta, să nu-l omorâm, că cred, da, cred că ăsta e șmecherul. Da, dar find a way to unlock the cell door. Da. Bună. Bună întrebare. Cum? Cred că știu. Ia stai așa. Mamă, i-am dat un pumn la polițist. Deci stai așa, cred că undeva într-o cameră. Nu, 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 că-l omor pe ăla acolo. Doamne, grenada, asta e prima lui. Ce zice mie el, mă, Rebus? Grenadă, el grenadă face el prima. Bă, da, explozibil. M-a prins cu shotgun-ul pe după colț, frate, zici tu. Mamă, dar au parcat deja ăștia cu mașinile de poliție aici în față. Stai că vin să curăț. Stai că am scos și eu un Tommy Gun, că nu se mai poate așa ceva. Nu se mai poate așa ceva. Știți unde cred eu că e șmecheria? Ia zi. Cred că aici este șmecheria. Undeva, uite, uite, exact, exact ce ziceam. Aici cred că e cheia. Da, 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 uite cheia de la cell. Super. Gata, am făcut rost de cheie, hai să-i deschidem. O, ce m-am speriat de mine, Nogrin. Lol. Doamne, ferici, m-am speriat de mine, Nogrin, am vrut să trag, am zis că e okay. Asta nu e ciudat deloc. Așa, am deschis aici, frumos. Hai, domnul, hai, veniți că vă hai, salvăm. Hai, mai repede. Dar și... nu putem ieși pe aici? A, fiți atenți că... Ia, ia, nu, nu, veniți încoace, veniți încoace. Cred că posibil să fie elicopter Bug afară. Spyman, sus, 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 sus de tot. Hai, posibil. Mă, mișcă că dacă îți dau... Nu vine? Băgat Spyman, el. Ce facem asta? Așa. Bă, oricum, vă recomand să intrați în descriere pe linkul respectiv dacă vreți să vă jucați cele mai șmechere jocuri, pentru că sunt mișto, sunt mișto. Eu chiar m-am jucat acolo și chiar au făcut super mega upgrade-uri la servere și toate cele. Deci puteți să vă jucați cele mai șmechere jocuri pe linkul din descriere. Bun, a, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, ia veniți încoace. Pe aici mergem sus la etaj. Sper să fie elicopter, nu știu dacă este, dar ar fi tare să fie. Hai mă, Gigele, urcă-te! Wow. Eu nu știu dacă el urcă, dacă ar trebui să mă opresc. Urcă, urcă, că sunt cu el. Hai, dă-i! Ok, eu îi dau până sus, sper să urce. Nu mai... Poate să blochează. Avea urcă, lol. Elicopterul este, e aici, este, să știi. Este, este, hai. Aveți grijă să nu vă felieze. Aveți grijă să vă felieze. Ba, ai zis că urcă. A, hai uite că vine. Hai, Gigele, urcă! Opa, sus! Gata, hai. Gata, băieți, și ați rămas și fără elicopter și... Dar îmi place că noi ne-am lăsat mașinile acolo să vezi ce ne le dă la impound direct. Păi nu, că nu mă prind. Eu sunt la Lester. De chiar ia sună la Lester când suntem în elicopter, că s-ar putea să ne scape și de... de tot. Ne scapă? Merge? Păi da. A mers. Păi ne-ai scăpat pe toți. Da. Și acum trebuie să-l ducem la safe house. Ia uitați-vă pe hartă unde e safe house-ul de departe. În față. Ok. Cam da, e, da, e la, aeroport. La aeroport. Ai, ok, nu e problemă. Păi bine că am scăpat de poliție. Deci cât de ușor este să furi un elicopter de poliție în GTA? Aparent, nu e greu deloc. Da. Îl sun pe Lester și rezolvi imediat. Da, nu știu ce relație are Lester ăsta de să cunoaște cu toată lumea, vorbești dar... Vorbești cu cine trebuie. Da, da, dar nici chiar în halul ăsta, că totuși e un elicopter de poliție. Dacă tu furi o mașină de poliție în viața reală, apoi te fugăresc aia de... Nu scapi. Doamne, nu scapi. Ești... Dar, da, păi un elicopter de poliție. Da. Eu sunt curios, în România avem elicoptere de poliție? Știi că în state, tot timpul vezi pe la știri cu elicopterele care urmăresc pe ăștia care fug. Avem, îți dai seama. Avem? Da, normal. Eu zic că da. Mișto. Vă zic eu că e 100%. Ce tare. Da. Dar nu prea vezi pe la știri elicopterele de poliție ale noastre, știi, dar... Da, nu cred că se scot așa la orice și ce. Da, mă gândesc, da. Știu că armata are elicoptere 100%. Da, nu mai. Smurdu are la fel, că știu că se duc la intervenții. Opa, ia uite, n-are răbdare, n-are răbdare. Mama, așa cu stii la dinamizie. N-are răbdare, mama, domnule. Mama, și acum să-l batem. Bateți-l! Îl bați? Bateți-l acum! Unde e? Bă, l-am salvat ca să-l omorâți voi! Yes! Adică ne-am primit banii și acum i-am trădat pe aia, a? Nu. Noi ne-am primit banii, am primit bănuții pentru mis. Am scos ceva. Hai că am înțeles despre ce este vorba. Bun, și acum hai să facem chestia pe care v-am spus-o, că urmează să o facem și care e super, super specială în inimile noastre. Vom juca avalanșa
Doar că, deși eu sunt cu pisica în echipă, nu ne jucăm pe echipe. Ci fiecare om, primul care ajunge primul sus, ăla câștigă 5 milioane, 500 de roni. Wow. Da? Este avalanșă, dar e o avalanșă nouă. Și deși v-am zis că suntem în echipe, nu ne ținem cont de echipe. Vreau să văd cine ajunge primul sus. Asta e toată ideea. O echipă începe dintr-o parte, o echipă începe dintr-o parte. Hai să începem. Rapid, hai. Fuga. Oh my god. Oh my god. Hai că vine avalanșa. Oh, bine. Uite, titan. Păi văd, e plin pe aici. Ma, nu. De ce? De ce? De ce pe mine? De ce eu? Mi-a dat în cap direct. Hai că mă ridic. Mă, nici n-am apucat să ies. Mamă, frate, și vin și bile și tot felul de nebuni. Uitați-vă și voi. O pice. Hai că vine bila de la biliard, de la eu bowling. Eu uite, pe perete. Care ești, mă? Care ești primul? Că nu te văd. Eu. Dar Remus unde e? În spatele tău. Aoleu, Remus. Nu, te rog. Să o prindă pe pisica, să o dea. Pisica, nu te împiedici. Că am voie să-ți dau pumn, da? Nu ai voie să dai pumn, nu. Adică eu voi câștiga 5 milioane, nu? Nu. Ba nu, da. Adică nu vei câștiga 5 milioane, vrei să zici? Ba da. Ba nu. Banii mei. Hai banii. Să vezi că spic un camion de ăsta în cap, te face praf. No. Aoleu! Wow! Bine că m-a prins pe mine. Mă, frate, era să mă iau o ușă. Bă, da, nu se lasă pisica, deci nu vine să cred așa nu ceva. Nu mă las când e vorba nu de bani. Nu se lasă. Nu mă las. Mamă, vine o aripă. Aici. Eu câștig. Bă, titanul. Mamă, cum era să mă ia titanul din plin, era să mă ia titanul. Ha, mă, frate. Ha, mă, că depășim pe pisica, îi luăm banii. Bă, pisica, nu te lași, a? Ești departe, Maximeți. Nu te lași, a? Nu. Aoleu. Mă, și mai vin și câteva uși de alea mici și abia le vezi. Știu. Era să mai iau o ușă să mă zboare. Păi de ce zboară avionul? Se duce greșit, probabil, și are ruta greșită și plutește. Da. Ceva mini frate, bug. Ce vine, mamă, ce vine și nu știu dacă am vreo șansă. Aoleu. Văd că știe pisica o tură pe aici, pe laterală. Eu merg și eu pe unde se duce ea, că știe mai bine. Eu nu știu ce să vă zic decât că sunt la început. Eu ce să zic, mă, Remus? Nici o șansă. Eu ce să zic, mă, Remus, că a luat-o pisica în față și acum, uite-te și tu, eu nici mai ajung. E la un kilometru distanță de mine. Ce șansă mai am eu să oprim? Mamă, și pică camioane direct în cap la mine, fieden. Deci dacă îmi pică un camion acum în cap, n-am nicio putere să levit, pentru că e fix aici. Pisica, împiedică-te! No, vezi, ia uite-te la șireturi. Nu, no, că am cizme. Aaa, am înțeles. Bă, nene. Mamă, iar am picat. Hai de capul și de zile mele. A ajuns pisica, nu vin să cred. Am ghinion. Pisica! E bine că nu mai pică aici, cred. Cred că de aici pică în jos, dar de aici nu mai pică. A ajuns pisica, bă, nene. A ajuns pisica, nu cred. Deci cam asta e faza. Dar am să mai fac încă o rundă. Să vedem runda necâștigătorilor. Să vedem dacă reușesc și cei care nu au câștigat 5 milioane să câștige și ei, poate. Este șansa mea să câștig 500 de roni. Trebuie să ai grijă. Doamne ajută. Mamă, cum vin. Bă, deci cum vin camioanele astea, wow. Te-ai împiedicat, pisică? Ce? Te-ai împiedicat? Nu. Mamă, frate, minge! Era să vină o mașină în față. Dar Remus unde e? A, uite-l aici. Lângă tine. Asta e o luptă strânsă. A, uite ce vine. Mă, noroc că au pus rampele astea aici. Da. Că te mai salvezi oarecum, dar între rampe e destul de nașpa. Să vezi că mă ia acum direct un camion, stai să vezi. Aoleu. Stai să vezi. Bă, nu uitați să apăsați și voi acolo butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade de GTA Online. O să facem o grămadă de chestii interesante și mișto pe care le mai făcem și în trecut. Însă vrem să vedem și suport din partea voastră, like-urile și toate ce. Mamă, deci era să mai ia cu asta, cu aripa. Uite cum am dus. Te-ai dus? Da, pisica, de ce ești mai rapidă decât mine, zici și mie? De la cizme. Ai cizme mai rapide decât mine? Da, am cizme cu nos. Bine, chestia asta, îmi explică și mie. Nos. Wow! Tăticule, fugi! Nu iar!
Hai, cu 5 milioane la tăticu! Sper să pici, Max. Aia ca să vezi. Serios. Serios. Am ajuns! Yeee! 5 milioane la mine! Episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!